Un grup de 35 de copii cu vârste între 6 și 12 ani și 5 adulți aflați într-o excursie la schi au rămas izolați într-un hotel la cota 1400 din Sinaia. Viscolul de azi noapte a pus la pământ zeci de arbori și a blocat drumul de acces către cotă. Întreaga noapte hotelul nu a avut curent electric. Turiștii panicați au cerut ajutorul autorităților. Pentru a ajunge la ei, pompierii militari împreună cu pădurarii, serviciul voluntar al localității și serviciul Salvamont au acționat pentru a degaja copacii căzuți pe carosabil. La intervenție a fost prezent și prefectul județului Cristian Ionescu. După multe ore de muncă, salvatorii au reușit să deblocheze drumul către cota 1400 și au ajuns la turiștii izolați. Însă numai 4 adulți și 2 copii au dorit să coboare, ceilalți preferând să rămână în hotel unde mai au cazare.